emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Hai să te mai întreb de OCS. Cum a fost pentru prima oară prin anul 2005? A scos un album deja best of, nu? Care a fost behind the meaning of the scene of Olala? În anul best of before? Best before 2005, da. Exact, a fost prima oară. Voi acum mai lucrați la un album best of? Asta am putut să leg. Da, această lansare de 20 de ani este de fapt, această aniversare este de fapt o lansare, este și o lansare a unui OCS 2.0 care este un soi de compilație de 20 de piese votate de fani în care se găsește și pe best before, best după. Câteva sunt și acolo, da, dar sunt și sunt multe și de pe albumele de după best before vieții din 2005 și cumva ăsta este un cum să zicem, un mark, este o milestone, se zice. Milestone, așa. El a zis cu mark, eu l-am luat pe mile. Tu știi cu germană. Exact. Ne-am făcut școala franceză. Exact. Și okay. Cumva astea 20 de piese punctează cei 20 de ani. Voi ați votat, fanii au votat chestia asta. Voi ați mai avut un clip la un moment dat în care fanii se filmau și apăreau un clip, adică de unde și conexiunea formației cu fanii? Da, și că, păi, știi cum e, dacă ei nu erau, noi n-avea niciun sens să continuăm și să ajungem până aici, așa că face sens. Hai să te întreb, pe parcursul anilor s-a schimbat cumva modul de a compune piesele, de a le, nu știu, de a ajunge cu piesa într-o formă finală? A fost cumva vreo schimbare? Ce te-a inspirat pe tine să scrii versuri față de acum, dacă vezi versurile tale din 2001, ce zici, bă, era Dan, dar era mai mic sau era, bă, îmi plac foarte mult sau cum? Sunt unele care... Zici, bă, nu mai cânt asta, că este de bunii la cap. Sunt unele care chiar îmi plac și acum, dar sunt unele care chiar nu au nicio treabă cu Dan la aproape 40 de ani. Și nu le mai cânt pentru că nu mai regăsesc. Oricum, este foarte greu. Avem aproape 90 de piese, dacă nu. Este foarte greu să te mai regăsești după 20 de ani în toate cele 90 de piese. Așa că avem și noi... Avem niște filtre prin care mai cernem una alta. Piesele dintr-un setlist pe care le faceți, la un moment dat aveți concert într-un loc, cum le alegeți? Sunt alea, cum se cheamă, corul care trebuie să existe, cele aia și pe urmă, cum puneți peste? Hai să o punem, cine are întâietate în ceartă? Nu are nimeni întâietate, de fapt, da, am eu întâietate, pentru că dacă eu nu știu versurile și nu le mai știu și așa, nu prea avem cum să facem chestia asta. Și am zis că atunci când spui căștile acolo, cineva care șoptește versurile. Și mai ascult și Bach, Beethoven. am fost întrebat ce ascult acolo, mai un Bach, mai un Beethoven. Da, deci tot ăștia bătrânii, da. Nu e, dar cumva în afară de cele vreo 7-10 piese care sunt de bază în playlistul... Deja e 40 de minute. Da, exact așa. Până la 15 piese, că cam ăsta e, 15-16 piese sunt tot cu bisuri, cumva facem un soi de rotație a cadrelor, ca să zic așa. Mai într-o piesă pe care n-am mai cântat de mult, dar uite ce mișto e și așa, mai schimbăm ceva la altă piesă, ne mai plictisim între timp de ceva piesă, nu mai știu, de exemplu, Zbor, la un moment dat n-am mai cântat-o, deși e una din piesele care apare și pe OCS 20. Moc și-a mai cântat. Moc și-a, la un moment dat, am avut o perioadă în care am cântat-o, după aia iar n-am mai cântat-o și acum o să o reluăm pentru că este și ea între cele 20. Acum cu astea 20 o să mai poate v-ați dat, scuze-mă puțin, v-ați dat seama din ce au votat fanii ce perioadă OCS este mai iubită de ei și mai apropiată, având în vedere că, uite, sunt 10 de pe primul album, 2 de pe al doilea și de pe al treilea nu niciuna. Adică există vreo pondere? E un mix echilibrat toată chestia și eu personal am fost super surprins să văd vreo 3-4 de pe Marea Căutare acolo. Ceea ce e wow. Și nu, într-adevăr, că avem câte 3-4 de pe fiecare album. We'll be right back.
emisiune prezentată de Aqua Carpatica.